ne-am gândit la organizarea conferinței de presă la Consiliul Local, încă de data trecută, și vreau să... Așa puneți un picior aici. Vreau să primiți scuzele noastre pentru faptul că s-a amânat atunci, din considerentele pe care le-am explicat, vi le mai expun o dată. Bucureștiul dorește să valideze întâi, deci e o greșeală pe care mi-o asum, dorește să valideze propunerile de candidați pentru Consiliul Județean și pentru Primăria Municipiului Călăraș. Am încercat noi să furăm startul, dar totuși trebuie o disciplină de partid, trebuie să fie respectată. Și am vrut să păstrăm același loc în care să facem niște anunțuri importante. Din păcate, anunțurile importante nu sunt foarte plăcute în conjunctura actuală, dar sunt, fiind de actualitate, este important să le facem de la nivelul sălii de ședință a Consiliului Local, a primăriei municipiului Călăraș. Sănătatea nu are adeziune politică. Asta este un lucru pe care ar trebui să-l știe toți actorii politici. După cum probabil dumneavoastră știți mult mai bine decât, chiar și decât membrii de partid față de orice lider politic, de cele mai multe ori dumneavoastră știți mult mai bine, președintele Pro-România, Victor Ponta, a solicitat sprijin și viziune comună în Parlament de la ceilalți lideri politici pentru o serie de măsuri ce ar fi trebuit luate cât mai urgent. Unele au prins contur, cum este suspendarea cursurilor școlare, cum este interzicerea exportului de medicamente, cum este problema aceea cu unul dintre părinți să stea acasă. Altele încă așteaptă reacții. Strategia pentru transportul în comun, facilități fiscale cât mai urgent pentru anumite ramuri ale economiei, buget suplimentar pentru sănătate și, nu în ultimul rând, amânarea alegerilor locale. Dacă facem un arc așa spațial, de la București spre Călăraș, îndrăznesc și eu aici la Călăraș să fac același lucru, să lansez o invitație pentru omologii mei, pentru omologii noștri de la PNL, de la PSD, de la, era să spun și de la UDMR, de la, deși sunt votanți UDMR, ați văzut, da? De la USR, de la PMP, să ne așezăm la aceeași masă și să încercăm să vedem cum putem ajuta, cum putem sprijini. Ce anume să sprijinim? Ce ar fi dacă toate partidele, prin liderii lor, prin membrii lor, prin vectorii lor de imagine, s-ar implica, ar pune mână de la mână, că unii chiar au de unde, din buzunarele proprii, s-ar implica și ar achiziționa niște materiale de strictă necesitate igienică, ar încerca să identifice, să inventarieze niște zone vulnerabile, niște persoane vulnerabile și ar împărți aceste materiale de strictă necesitate. Poate lucrurile acestea apar extrem de simple sau poate enervante pentru unii. Noi am încercat să facem acest lucru ieri, extrem de puțin am reușit să facem, dar totuși am făcut. Poate e o acțiune controversată sau nu. O să vă povestească domnul Chiriță un pic mai mult despre subiectul acesta. Dar cel mai important lucru pe care am reușit să-l facem a fost să conștientizăm că persoanele cărora ne-am adresat nu conștientizează, nu realizează ce problemă este într-adevăr cu acest virus. Și dacă va exploda o chestiune de genul acesta în cartierele sau în cartierul în care am fost, chiar va fi o problemă pentru toată lumea. Deci nu fac decât să apelez la buna credință, la buna intenție a celorlalți colegi de pe scena politică, să încercăm să ne așezăm la masă, să inventariem cu sprijinul clar al autorităților, să vedem unde sunt zonele vulnerabile, unde sunt cetățenii, cam câte nevoi ar fi, de ce manieră sunt aceste nevoi și să meargă factorii, să zicem, decisivi, da? Un asistent medical, o persoană care are cunoștințe mult mai vaste din acest domeniu și să facă această împărțire
cât de cât judicioasă la cei care au nevoie de un săpun, de un igienol, de măști, de mănuși și așa mai departe. Cât se poate. Pe ce fond? Pe fondul restricțiilor bugetare. Pentru că nu-mi închipui că totuși municipiul Călăraș, județul Călăraș, are atâția bani încât să poată să cuprindă toate nevoile. Dar un început ar trebui făcut. Din păcate nu l-au făcut. Decât la manieră organizatorică, așa pe hârtie, cei care ar trebui să facă. Al treilea lucru pe care vreau să-l vi-l spun, sau să tot așa ca apel, apel către liderii politici, către cei care conduc destinele unui partid politic, nu este de joacă. Da? Și nu o spun eu că l-am luat din altă parte, dar simțim nevoia la Pro-România să lansăm acest lucru. Să punem cu toții pe primul plan chiar interesul public. Să lăsăm orgolile, să lăsăm certurile, să lăsăm calculele politice. După cum v-am spus, pe noi ne interesează acum chiar amânarea alegerilor locale. Și să ne gândim, bine aici trag spuza pe turta mea din punct de vedere profesional. Prevenția este cea care chiar poate salva tot ceea ce trebuie salvat. Prietenii noștri, adversarii noștri, familia noastră, toți cei dragi, vecinii și așa mai departe. Regretele sunt târzii. Dacă noi o să mergem pe vechea, eu știu, zicală românească sau vechea cutumă românească, lasă că mie nu mi se poate întâmpla sau chestiunile astea le trecem în derizoriu, atunci s-ar putea să avem regrete, dar sunt târzii. Apelul meu către liderii politici este să își manifeste, eu știu, posibilitatea de a convinge oamenii, colegii, membrii, vecinii și așa mai departe să înțeleagă acest moment prin care trece țara, localitatea, județul, municipiu, este un moment important. Și să îi îndemne la a respecta ceea ce se spune pe toate canalele de televiziune, prin ceea ce faceți dumneavoastră, prin faptul că îi îndemnați pe oameni să stea acasă, să se spele de 100 de ori pe mâini, să respecte regulile de igienă în primul rând. Pentru a nu exista niciun dubiu despre diferențierea clară a intențiilor noastre, deci intenții civice de cele politice, deci pentru a exista niciun dubiu, vă anunț că începând de astăzi nu mai realizăm niciun fel de activitate politică de precampanie. Deci suspendăm toate activitățile de precampanie electorală. Și ultima chestiune pe care vreau să vă transmit este că apreciez că în ultimile 2-3 zile, deci sunt pozitiv. Nu spun de ce nu s-a făcut până acum 2-3 zile. Spun că apreciez faptul că autoritățile în ultimile 2 zile, în ultimile 3 zile au ieșit cu mesaje de a informa populația. Dar îmi doresc ca aceste mesaje să fie actualizate, să folosesc un barbarism, cât mai zilnic. Da? Chiar dacă nu s-a întâmplat nimic de ieri până astăzi, să ne spună că nu s-a întâmplat nimic de ieri până astăzi. Îmi doresc treaba asta. Să știu că cel care este îndrituit oficial să conducă destinele județului, municipiului, direcției de sănătate și așa mai departe, la fiecare instituție cu anumite obligații față de cetățeni, să spună că nu s-a întâmplat nimic. Că n-a evoluat. Cu atât mai mult, dacă, Doamne ferește, ar evolua înspre rău să ne transmită. Aș vrea să știu, așa cum ar trebui să știe toți locuitorii județului, dacă există un buget, un buget de urgență pentru chestiunile care urmează. Aș vrea să știu dacă există locuri de carantinare, dacă și cum anume vor fi tratați oamenii ce ar putea să ajungă în condițiile de carantinare. Cum vor fi alimentați? Cum vor fi protejați? Cum și dacă li se vor transmite medicamentele care, eu știu, le iau oamenii care au și alte afecțiuni? Deci, oamenii așteaptă treaba asta. Într-un cuvânt, cum e situația la nivel de județ, la nivel de municipiu, la nivel de localități? Oamenii au dreptul să știe treaba asta. Cum stăm? Într-un cuvânt, cum stăm? Există scenarii pentru
perioada următoare, pentru 2 săptămâni, pentru 1 lună, pentru 3 luni. Noi ne alimentăm, fiecare dintre noi ne alimentăm doar de la resursele media de la nivel național. Dumneavoastră nu faceți ceea ce faceți decât să copiați ce a zis străinul Cercel, ce a zis Raed Arafat, ce a zis Rafila, ce a zis Cutare, ce a zis Cutare. Pentru că asta trebuie să faceți. Dar aș fi foarte liniștit dacă aș ști că a ieșit primarul Drăgulin să ne spună că este ok, avem resurse pentru următoarele 2 luni de zile, ca posibilitățile de carantinare sunt la locul lor aici, în municipiu. Dacă ar ieși președintele Iliuță să ne spună că la nivel de județ nu sunt probleme. Dacă 4.000 de indivizi ar trebui să fie stabiliți în condiții de carantinare. Nu vorbim de izolarea la domiciliu. Deci chestiunile astea aș vrea să fie stabilite. Eu am terminat. O să vă stau la dispoziție cu întrebări eventuale, dar nu din zonă, să zicem, enervant de politică. Dacă sunt foarte politice întrebările, o să-mi rezerv dreptul de a da un răspuns așa foarte, foarte scurt, pentru că chiar nu vreau să vorbim foarte politic astăzi. O să las pe coordonatorul oficial pe municipiul Călăraș, pe domnul inginer Chiriță, care, după cum știți, chiar întâmplarea face, pentru noi cel puțin, întâmplarea face ca să vină dintr-o zonă cu expertiză, da? Fiind atâția ani de zile ofițer la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, fiind atâția ani de zile conducător al director tehnic la serviciul de ambulanță al județului Călăraș, poate să dea o părere mult mai avizată ca multora dintre cei care se aventurează în opinii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Răzvan, vă salut și eu! Într-adevăr, așa cum v-a transmis și domnul Meseșanu, este dificil să mai discutăm astăzi despre alte subiecte. Trebuie să discutăm despre subiectul care e de actualitate și anume acest virus gripal care, într-adevăr, poate produce niște efecte destul de grave pentru anumite categorii sociale, pentru anumite persoane care suferă și de alte afecțiuni, dar nu trebuie să ne sperie neapărat lucrul ăsta. Cea mai gravă problemă pe care o avem în momentul de față nu este agresivitatea virusului, ci este ușurința cu care el se poate răspândi. Și atunci noi trebuie să mergem, așa cum a spus și domnul Meseșanu, și să acționăm cât mai mult în zona de prevenire. Știm că rata mortalității este destul de redusă în ceea ce privește în privința efectelor acestui virus gripal. Sunt alte forme de viroze respiratorii sau gripe și așa mai departe, care au condus la mai multe decese decât acest virus, coronavirus. Da? Dar ne îngrijorează repeziciunea cu care acesta se răspândește și vulnerabilitatea acelor persoane care mai suferă și de alte afecțiuni. Autoritățile noastre locale au pus în aplicare, în perioada premergătoare datei de astăzi, toate dispozițiile venite de la nivel central. Dar din punctul nostru de vedere nu este suficient. Pentru că noi avem anumite zone cu probleme, cu vulnerabilități, pe care trebuie să le tratăm separat. Și trebuie să intervenim punctual în acele zone în care chiar identificăm probleme. Asta este ceea ce am făcut noi ieri. Am mers într-o zonă extrem de vulnerabilă, în care știm cu toții că există o educație precară din punct de vedere al igienei. Am vrut doar să transmitem un semnal, am încercat să ne luăm, bineînțeles, și măsurile de protecție. Am fost într-un grup foarte restrâns acolo, am avut alături de noi specialiști, am avut un biolog, un asistent medical care s-a alăturat echipei noastre. Deci eu consider că a fost o acțiune civică. Chiar dacă noi facem parte dintr-un partid și am vrut să dăm un semnal prin această acțiune și sper ca și ceilalți politicieni locali să nu neapărat să ne urmeze exemplu, dar să-și dorească să se implice mai mult în rezolvarea acestei probleme care afectează direct sau indirect comunitatea noastră. Eu cred că în momentul de față cuvântul de ordine pe care trebuie să-l rostim peste tot este responsabilitatea. Responsabilitatea noastră a fiecăruia în relația cu ceilalți, adică măsurile de protecție personală, dar și colectivă,
Și pe de altă parte, responsabilitatea autorităților vis-a-vis de atribuțiile ce le revin. Nu cred că putem funcționa separat. Autoritățile separat să-și facă datoria lor, cetățenii separat făcându-ne sau achitându-ne de îndatoririle cetățenești. Trebuie să funcționăm împreună. Dacă fiecare dintre noi, cu toții, facem treaba asta, cred că vom reuși să gestionăm bine situația. A doua chestiune care mie mi se pare extrem de importantă. Comunicarea. Am constatat că există o deficiență în comunicarea instituțiilor cu cetățeni. Și aici nu acuz presa, pentru că dumneavoastră transmiteți mesajele, dar cred că nu este suficient. Așa cum a spus și domnul președinte, trebuie transmise cât mai multe mesaje către populație. Autoritățile trebuie să lase impresia că stăpânesc situația. Și chiar să o stăpânească, nu doar să lase impresia. Dar prin comunicarea pe care o au, pentru că au oameni specialiști angajați în comunicare și relații publice, cam toate autoritățile au această funcție prevăzută în organigramă, trebuie să creeze această stabilitate, acea siguranță. Cetățeanul să știe și să fie informat că autoritatea respectivă are capacitatea să gestioneze o situație. Dacă oamenii au încredere în autorități, atunci lucrurile se vor așeza. Oamenii vor încerca să... Adică și ei vor fi mai calmi. Nu se vor mai îmbulzi la magazinul de alimente. Vor încerca să trateze situația cu mai multă responsabilitate și ei. Dar se pare că la acest aspect, majoritatea autorităților publice, plecând de la instituții până la autoritatea publică locală, sunt deficitare. România nu prea s-a confruntat cu astfel de situații în istoria recentă. Tocmai faptul că nu ne-am confruntat cu astfel de situație ne face să ne fie teamă, să ne speriem. Este în firea lucrurilor, așa e normal să se întâmple. Oamenii reacționează la chestiunea asta. Nouă ne sperie, nu știm cum să reacționăm. De aceea, repet, autoritățile trebuie să dea acel semnal de siguranță, de stabilitate. Să ne spună, să ne țină la curent cu toate informațiile privind evoluția acestei situații și, bineînțeles, să acționeze punctual acolo unde apar probleme. Știm cu toții care sunt simptomele. Da? Deci, practic, această gripă, acest virus gripal, se manifestă ca o gripă normală, în principiu. Aceleași simptome, tuse, ne curge nasul, febră. Da? Deci simptomele sunt relativ la fel, doar că trebuie să știe toată lumea că atunci când apar aceste simptome, chiar dacă la un moment dat constatăm că e o gripă normală, da? Trebuie să ne adresăm acelor instituții care sunt în măsură să ia măsuri, să ne facă niște analize de specialitate. Perioada de incubație acestui virus, din datele pe care le avem, nu vă ascund cum am consultat cu foarte mulți specialiști în domeniul ăsta, înainte să vin în fața dumneavoastră să vă vorbesc. Am discutat cu medici, cu biologi, cu asistenți medicali implicați în această activitate. Perioada se pare că ar fi între 1 și 12,5 zile, în o medie de 5-6 zile. Deci, apar primele simptome cam la 5-6 zile în medie de la contactarea virusului. În perioada respectivă, virusul poate fi transmis, dar, din datele pe care le avem la momentul ăsta, se pare că el nu se transmite pe calea aerului. Da? Ci se transmite doar prin particule care ajung de la un pacient infectat la un pacient sănătos. Astea sunt informațiile. Deocamdată și cercetătorii încă lucrează la aspectele astea, dar noi trebuie să ne folosim de ceea ce avem și să luăm măsurile de rigoare. Cam asta am avut eu să vă spun în legătură cu subiectul acesta. Dacă doriți să ne întrebați ceva sau dacă vrea domnul Meseșan să completeze. Cum au primit oamenii acțiunea de ieri? Mă întrebați pe mine? Da. Vreau să vă spun că acțiunea a avut un efect neașteptat. Adică pozitiv, 100%.
am constatat că, într-adevăr, acolo chiar sunt probleme mari. Oamenii nu cunoșteau ce ar putea, sau cât de repede s-ar putea răspândi acest virus. Auziseră despre el, dar nu știau absolut nimic. Am încercat să-i informăm, am stat foarte mult de vorbă cu ei, bineînțeles cu măsurile de precauție care se impun. Acel săpun lichid, de fapt, a fost un gest simbolic. Pentru că sunt convins că oricare dintre ei avea în casă un săpun, oricum ar fi el. Dar a fost un gest simbolic. Am încercat să le explicăm că trebuie să-și protejeze copiii. Copiii se plimbau pe stradă în grupuri de 20-30. Foarte mulți, foarte mulți copii. Am încercat să-i facem să înțeleagă că acei copii trebuie să stea fiecare în curtea lui. Să stea oarecum izolați de comunitate, atât cât se poate. Și credeți că am înțeles? Eu cred că da. Și dacă n-au înțeles, cred că trebuie să mai intervenim acolo. Unde s-a întâmplat? Din... În cartierul Oborono. Păi nu stau intelectuali acolo? Din ce... Nu-s votanții PNL-ului acolo? Da, nu știu, n-am făcut o evaluare așa să... Din informațiile transmise de autoritățile medicale, se transmite și pe calea aerului. Ați spus că autoritățile nu conștientizează pericolul. Și domnul Meseșanu mai devreme, lasă că mie, nu mi se poate întâmpla. Din câte am văzut, ați avut doar 11 ieri. Nu considerați că v-ați expus? Nu, nu consider că ne-am expus, pentru că am evitat apropierea de acei cetățeni și, în special, am urmărit să nu ne apropiem foarte mult de persoanele care ar putea prezenta simptome de... Puteți să identificați de la prima vedere? Da. Cel puțin un copil bolnav, un copil răcit, eu cred că se poate identifica o persoană care prezintă simptomele respective. Deci eu cartierul Mircea, văd în cartierul Livada, unde știți prea bine, dacă știți, că s-au întors foarte mulți din Italia și nu au declarat acest lucru. De ce neapărat în Obor? Bun, am înțeles că acolo au o problemă cu igiena și că informația. Dar totuși sunt și alte cartiere. Și în cartierul Livada este aceeași problemă. Chiar ne-am gândit la subiectul ăsta și probabil că într-o viitoare acțiune... O să mergem și în acel Mai devreme ați spus dacă prezentăm simptome sau ceva de genul ăsta, să mergem la medic, simptome asemănătoare cu gripa. Nu știu dacă aveți informația, dar în momentul în care te duci la spital și spui că ai anumite simptome, ți se face testarea de gripă. Testarea pentru coronavirus se face doar în momentul în care spui că ai fost plecat în străinătate sau că ai avut contact cu o persoană infestată. Atât. Deci nu se face. Degeaba mergem noi la spital și prezint simptome, dacă nu... Deci, ideea e că în momentul în care apar simptome similare cu cele pentru coronavirus, trebuie să ne adresăm personalului medical. Da, da, dar nu o să-ți facă testarea, aia este ideea. Deci, dacă ce nu... face personalul medical? A fost director de ambulanță. Da, cum da. Comentați faptul că și în momentul de față, și astăzi suntem în 13 martie și problema asta nu a apărut de aseară, angajații de la ambulanță încă fac teren fără mască, fără... Îi vedem în ambulanță și peste tot. Cum? Sunt timuri. De la nivel național, la nivel de spitale. Da, era o întrebare. Da. Dacă... Într-adevăr, eu m-am ocupat de partea tehnică cât am lucrat la ambulanță, da, dar asta nu înseamnă... Da, fost director, în sensul da, ăsta a fost întrebat. Cred că trebuie în primul rând să protejăm personalul. Este o măsură minimă pe care trebuie orice manager, orice director de serviciu trebuie să... o asigure angajaților, da? În primul rând ne interesează siguranța și securitatea și sănătatea angajaților proprii. Bineînțeles, ulterior trebuie să ne desfășurăm activitatea conform procedurilor. Care este în viziunea partidului dumneavoastră cea mai importantă problemă, cea mai gravă problemă de la Călărași? Cred că autoritățile la momentul ăsta nici măcar nu sunt pregătite nici măcar în ce privește comunicarea cu cetățenii. Mai mult decât atât, nu am participat la ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgență să vă spun cam cât de pregătiți sunt. Pentru că noi citim, ca și dumneavoastră, citim și vedem reacțiile din presă sau din reacțiile publice care apar. Din reacțiile publice, eu consider că nu sunt pregătiți la momentul ăsta să gestioneze o situație de criză. Domnul primar a declarat ieri că la spital nu sunt decât 3-4 pentru infecție. Deci în spital se pot găsi soluții pentru a crea anumite saloane dedicate pentru acest tip de afecțiune.
aveți dacă ar exista cu liderii politici ai PNL-ului, ai PSD-ului, că ei sunt, ei taie și spânzură. Unii la primărie, alții la... foarte bine că există un blocaj instituțional în momentul de față, da? Am apreciat că în ultimele două zile au apărut mesajele de la autorități. Deci, ăsta este un lucru bun. Al doilea lucru bun. În interiorul mesajelor de la autorități, lipsește o chestiune. Da? Această inventariare, această inventariere a chestiunilor vulnerabile. Tot ce spune acolo sunt luate din alte cărți. Cărțile din cărți sunt scrise. Nu trebuie să inventăm noi cum facem. Deci a spus Alex, au spus-o și alții. Da? Colaborarea. Cauți oameni mai deștepți decât tine. Cauți specialiștii. Cauți specialiștii. Deci cei care trebuie... Nu suntem noi acum... Deci nu suntem noi la... Ascultați-mă. Deci m-ați întrebat și eu vă răspund. Dacă facem dialog, o să ne înțelegem. Deci căutăm oameni mai deștepți decât noi. Unde îi găsim? În rândul specialiștilor. Despre ce problemă vorbim acolo? O problemă de natură medicală. Ne uităm în jur. Avem epidemiologi, avem ateiști, avem oameni de specialitatea respectivă. Dacă nu avem, vedem unde îi căutăm. Nu avem cum să vă răspundem punctual la toate chestiunile care sunt acolo, pentru că nu avem date. De aceea, consider că lucrurile bune care s-au făcut sunt că s-a început să se comunice către populație. Noi am identificat că în toate punctele acelea, 1, 2, 3, 4, 5, din comunicatele către presă date, lipsește o chestiune, în opinia noastră, esențială. Inventarierea, adică să-și propună comitetul ăsta pentru situații de urgență sau ce Dumnezeu este sau cum îi spune, să încerce să identifice care sunt zonele vulnerabile, pentru că dacă e să se ducă așa cum le-am dus noi, da? Care noi considerăm despre noi că suntem sănătoși deocamdată, până la proba contrarie. Dacă vor veni italieni, francezi, polonezi, guatemalezi, chinezi în zona respectivă sau infectați cu treaba asta, da, în perioada în care se poate transmite, acolo va fi o bombă, da, o bombă medicală. Și copilașii pe care noi am încercat să îi conștientizăm, să-i facem să conștientizăm pe părinți, să-i țină în casă, că mai mult nu aveam ce să le spunem și chestiunea aia cu săpunul e un nimic. Dar, să zicem, e un nimic suplimentar nimicului vid. Da? Să identifice autoritățile aceste zone vulnerabile de ignoranță, da? Pentru că a zis că e cea mai mare problemă în călăraș la ora asta pe tema asta. Am fost atent la întrebarea dumneavoastră. Da? Este ignoranța din punct de vedere al educației și al posibilităților financiare. Dacă încercăm să identificăm chestiunea asta, că nu te duci la ăla care are vilă cu 7 etaje, dacă la presupui că a mai deschis o carte, are de unde să ia, se duce repede și își mai cumpără, dar aia n-au nici posibilități financiare, nici nu știau să citească. Din 10 persoane, să spunem, 8 ne-au spus că nu știu să citească. Deci, aparent, cu materialul acela imprimat de către DSP, da, pe noi l-am multiplicat. O chestie simplă, nu trebuie, deci e voința de a face. Asta ceream, de asta am făcut apel la liderii politici, ceilalți lideri politici, să ne întâlnim, să vedem, băi, reușim sub tutela autorităților, să ne cheme autoritățile, să ne vedem, băi, unde credeți că mai trebuie? Mai trebuie în Măgureni, trebuie în Mircea Vodă. Unde sunt oamenii ăștia care nu știu de capul lor și care cred că lor nu li se întâmplă nimic? Atâta cerem, nu e un lucru foarte greu. Dar dacă ai orgolii și nu vrei, lasă-mă că știm noi ce trebuie să facem, atunci s-ar putea și aici să se întâmple ceva foarte grav. Deci nu sunt chestiuni care să ne despartă. Din contră, exact cum a zis premierul Italiei, da, o treabă, o chestiune atât de profundă încât, cum să spun, la cei care sunt mai puțin mai sensibili pot să lăcrimeze imediat. Doamne, să stăm despărțiți. O știți, spuneți, da? Să stăm despărțiți astăzi ca să putem să ne îmbrățișăm mâine. Ce-i mare lucru să ne cheme, să băi Meseșanule, băi Filipescule, băi Dulce, băi Iacomi, băi Pațurcă, voi unde credeți că în județul ăsta, în municipiul ăsta, sunt oameni vulnerabili care nu știu de ei? Păi acolo. Hai, contribuiți fiecare, dați fiecare către 1.000 de lei, către 3.000 de lei, către 5.000 de lei din indemnizația aia de la Parlament. Să puneți mână de la mână și să strângă acolo o sumă cât e și cu aia să mergem în Kaufland, dacă o mai avea, în afară de rafturile goale de la așa, la chestiunea cu săpunurile, acolo nu prea s-a înghesuit lumea. Deci despre asta e vorba. Mare lucru. Deci de ce trebuie să interpretăm totul politic? Nu cred că e mare lucru. Bun, alte întrebări vă rog. E o chestiune politică, dar are implicare și pe partea de sănătate. Cum comentați gestul lui Câțu de ieri?
Dar n-aș vrea să... Aici aș prefera să dea răspuns domnul Filipescu, care îi spun și la mulți ani că astăzi este ziua dânsului. Cred că dânsul are o datorie de a explica cetățenilor maniera totală. E responsabil un termen extrem de blând. Da? Prin care nu numai Câțu. Deci Câțu este pus. Deci nu Câțu. Câțu ar trebui să ne fie milă. Ar trebui să răspundă președintele statului, dacă a girat toată chestiunea asta, ar trebui să răspundă Ludovic Orban, da? Dar cine este exponentul cel mai important al liberalismului în Călăraș, da? Domnul Iohannis a zis că e dovadă de maturitate politică. Da, asta e o mare, deci îmi asum treaba, asta este o mare prostie, este praf în ochi, este o jignire, da? Deci pentru asta, dacă s-ar putea, aș face așa o, dacă aș putea, cum să spun, să-l dăm toți cetățenii români în judecată, pentru că ne-a jignit într-un mod, cum să spun, ireparabil. Nu se știe unde va duce această epidemie. Deci să lași țara, tu, președinte al României, care ai girat prin tot ce ai spus, prin tot ce ai spus tu în ultima lună de zile, să lași țara, determinându-l pe Câțu să își depună mandatul, mi se pare, cum să vă spun, incalificabil. Da? Și faptul că în discursul domniei sale, președintele României a spus că toții suntem responsabili de a rezolva această problemă, asta politică, nu aia cu virusul, așa, iarăși mi se pare de asemenea incalificabil. Nu, domne, tu, președinte al României, ești responsabil să rezolvi problema politică. Nu eu, nici măcar eu, ca membru PNL, nu sunt responsabil să rezolv problema. Tu ca lider, tu ca lider național, tu ca lider PNL, da, și așa mai departe, trebuie să rezolv problema asta care a apărut în Parlament. Dar chiar nu vreau să așa. Sunt tare necăjit ca cetățean. Mi-am pus speranțele foarte mari în faptul că guvernul trebuia să fie votat și președintele Ponta a exprimat ferm, da, necesitatea de a avea un guvern bun sau prost, era mai bine decât nimic. Și ați văzut ce s-a întâmplat.